Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunteți la Medica TV, vă mulțumesc că suntem împreună în această seară. Începe Medica Special, locul în care dezbatem cele mai importante subiecte de peste zi și sigur avem foarte multe subiecte pe care ni le oferă actualitatea în materie de ceea ce înseamnă preocupări ale lumii acestea medicale. Începem întâlnirea din această seară conectându-ne sigur la cel mai important și cel mai urmărit subiect de pe mapa mond, evoluția infecțiilor cu coronavirus în China și, bineînțeles, și în restul lumii. Ultimul bilanț ne arată că s-au confirmat peste 71.000 de infecții, dintre care 70.500 semnalate în China continentală. În același timp, numărul deceselor a ajuns la 1.775, majoritatea fiind, desigur, tot în zona aceasta a epidemiei, iar numărul pacienților vindecați a ajuns la 10.972. Pentru că în prima parte a întâlnirii noastre avem aici în platou doi medici infecționiști profi de expertiza lor pentru a ne lămuri cum stau lucrurile în privința acestei amenințări care vine din China. I-am invitat astăzi în platou pe domnul colonel medic șef de lucrări, dr. Ion Ștefan, medic primar boli infecțioase, șef de secție boli infecțioase, Spitalul Militar Central. Bună seara, bine ați venit! Și domnul locotenent colonel medic asistent universitar, dr. Valeriu Gheorghiță, de asemenea medic primar boli infecțioase și tot în cadrul Spitalului Militar Central, coordonator al politicii de utilizare a tratamentului antibiotic. O să vedeți și de ce fac această precizare, pentru că nu o să ne limităm discuția noastră doar la subiectul acesta pe care vi l-am anunțat. O să ni se alăture domnul profesor Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Domnule dr. Gheorghiță, bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și cu permisiunea dumneavoastră vreau să începem să discutăm despre acest prim subiect deja anunțat. Este vorba despre această luptă cu o nouă provocare la nivel mondial, infecțiile cu coronavirus. Am văzut în ultimele zile o creștere destul de mare a bilanțului. Au explicat autoritățile chineze că această creștere se datorează și unui mod diferit de a diagnostica infecțiile. Nu se mai bazează doar pe rezultatele testelor, ci și pe un diagnostic clinic. Pe de altă parte, observăm o înăsprire continuă a măsurilor pentru limitarea răspândirii virusului în Wuhan, dar și în lume, și pare că miza cea mai importantă în momentul de față este menținerea acestor cazuri în limite care să nu conducă spre scenariul unei pandemii. Așa este? Da. Eu consider că, desigur, nu este o pandemie, este însă într-o mare măsură o infodemie, pentru că există fake news-uri care pot să circule cu rapiditate mai mare decât acest coronavirus. De aceea, eu consider că trebuie să privim spre stele, dar să rămânem cu picioarele pe pământ și să privim cu încredere că până la urmă se vor găsi soluții ca să controlăm această epidemie în multiple focare. Coronavirusurile nu au fost așa de teribile de la început. Ele au fost cândva virusuri banale implicate în viroze respiratorii alături de rinovirusuri. Abia din 2002, făcând trecerea la om, pentru că sunt virusuri comune omului și mamiferelor, au căpătat caractere de virulență importantă și cele trei epidemii, epidemia SARS în 2002, MERS-ul în 2012 și epidemia cu care ne confruntăm acum, au arătat ce se poate întâmpla când un virus scapă de sub controlul speciilor. Bun,
Între timp am văzut că Organizația Mondială a Sănătății a trimis din nou experți în China pentru a afla de la omologii chinezi mai multe despre acest nou tip de coronavirus, care sunt răspunsurile pe care le caută experții și care sunt cele mai importante răspunsuri care ar trebui să fie obținute, domnule doctor Gheorghiță, cu rapiditate, astfel încât lupta aceasta să capete progrese importante? Cred că principalele răspunsuri pe care le căutăm cu toți în momentul de față ar fi cele legate de căile exacte de transmitere ale acelui virus în populația generală, având în vedere că în momentul de față știm transmiterea pe cale aerogenă, prin picături de prin secreții respiratorii, însă există transmiterea prin contact, direct sau indirect, prin contactul cu suprafețele proaspăt contaminate cu secreții respiratorii. Datele din epidemiile anterioare și din studiile efectuate pe coronavirus arată că ele pot să persiste la temperatura camerei pe suprafețe chiar până la 9 zile. Ori acest lucru implică o serie de măsuri de prevenire a transmiterii, cum ar fi o dezinfecție riguroasă a suprafețelor, mai ales în mediul intraspitalicesc, unde sunt îngrijiți acești pacienți, pentru că o bună parte a cazurilor au fost transmise în spital. Deci ele au fost infecții asociate asistenței medicale. Vezi chiar personalul medical infectat în urma îngrijirii acestor pacienți. Exact. Personalul deci, medical. În primul rând, unul dintre răspunsurile pe care le așteptăm cu toții ar fi cele legate de căile de transmitere. Legat de sensibilitatea virusului la factorii externi, și aici am amintit deja capacitatea lui de supraviețuire. Din fericire, este un virus sensibil la biocidele folosite în mod uzual pentru dezinfecția suprafețelor din spital, și aici mă refer la soluția alcoolului pe bază de alcool, cel puțin în 70% concentrație, sau peroxid de hidrogen sau hipoclorid de sodiu, care pot să distrugă după un minut practic o cantitate importantă de virus și să împiedice transmiterea. Un alt lucru important pe care cred că organismele internaționale îl caută este cel legat de incidența și prevalența exactă a cazurilor, ținând cont de faptul că o mare parte dintre infecții sunt asimptomatice sau sunt paucii simptomatice, adică cu simptome foarte ușoare care trec aproape nesesizabile. Ele și asta nu înseamnă că nu le avem în acest exact. Bilanț. Asta nu? Posibil nu că nu le avem 70. În acest bilanț. Ele nu sunt importante din punct de vedere al consecințelor asupra pacientului afectat, însă au o importanță foarte mare epidemiologică, adică ele stau la baza transmiterii infecției în populația generală. Și desigur sunt probabil răspunsuri care încă se caută legate de sursa de infecție și ce a făcut să producă acest pasaj de la mamifer la om. Bun, am aflat recent când Organizația Mondială a Sănătății a avut o reuniune la Geneva, cred că nu sunt mai mult de 2 săptămâni de atunci, că într-un orizont de timp firesc ar trebui să avem un vaccin și antivirale pentru pentru tratamentul coronavirusului undeva la 18 luni din acest moment. E mult, e puțin, domnule doctor Ștefan? Este perioada corectă de obținere a unui vaccin, ținând cont de faptul că pentru obținerea acestuia sunt necesare niște etape și că acest vaccin trebuie testat întâi pe animale și oricum producerea lui este destul de laborioasă. Ce aș completa un pic ceea ce a spus colegul meu mai devreme, menționând că această epidemie este drastică și pentru că de astă dată, față de epidemiile anterioare, infecțiozitatea începe încă din perioada de incubație și asta suplimentează cumva numărul cazurilor potențiale.
Era următoarea mea întrebare, pentru că din 2005 și până în momentul de față, Organizația Mondială a Sănătății a transmis 5 astfel de alerte de sănătate la nivel mondial, așa cum este cea declanșată în acest moment pentru coronavirus, dar scenariile de data aceasta par a fi mai alarmante decât în cazurile precedente. Un motiv ar fi acesta despre care ne spuneați, mai sunt și altele. Un altul este morbiditatea. Nicio altă izbucnire epidemică nu a avut aceeași anvergură. Dar dacă ținem cont de faptul că 83% din cazuri sunt ușoare, că 15% pot evolua sever și doar 3% sunt cazuri critice, că din datele furnizate de oficialii chinezi a rezultat inițial o letalitate de 2,1%, până la urmă amploarea fenomenului nu are totuși anvergura mersului sau a afecțiunii Ebola, care a avut o letalitate foarte înaltă. Bun, în timp ce noi discutăm aici, ne ajută colegii și cu un material grafic pe care l-am pregătit. Este un material care a tot circulat zilele acestea în legătură cu simptomele coronavirusului, astfel încât se consideră că este necesar să se vorbească din ce în ce mai mult despre această simptomatologie, pentru ca ea să poată fi diferențiată de simptomele altor afecțiuni respiratorii și faptul că la un moment dat se confundă unele cu altele a făcut ca și România să aibă câteva suspiciuni infirmate în cele din urmă, dar exact cum spuneam, sunt multe dintre simptomele care pot fi confundate. Haideți să le reamintim telespectatorilor ce este specific în aceste infecții cu coronavirus. Mai întâi, ce nu este specific, pentru că febra, tusea, mialgiile, care aproape că nu lipsesc, febra niciodată, nu sunt specifice, pot să simuleze și alte afecțiuni, alte viroze respiratorii, mai ales gripa. De aceea pot să fie confuzii între această infecție cu coronavirus și virusurile gripale. În afara acestor simptome pot să apară expectorația purulentă chiar în fazele finale dacă apar suprainfecții, mai pot să apară mai rar sindrom diareic sau afectare cardiacă, uneori renală, atunci când a apărut deja pneumonia, care este frecventă, cam în 25% dintre cazurile severe apare pneumonia și aspectul CT este modificat de fiecare dată, 100%, aspect care simulează o pneumonie atipică, obișnuită, cu aspect de focare congestive în geam mat. Deci, aceasta ar cam fi simptomatologia, se ajunge la dispneie importantă, cu insuficiență respiratorie acută în cazurile severe și, din păcate, de multe ori și la deces. Există anumite diferențe între epidemiile cu SARS, MERS și epidemia aceasta. De pildă, SARS-ul și MERS-ul aveau și manifestări care țineau de afectarea căilor respiratorii superioare. De asta dată nu avem astfel de simptome și, de asemenea, acolo manifestările digestive erau mai frecvente. De asta dată manifestările digestive sunt rarisime. Deci e o simptomatologie banală, însă, până la urmă, anvergura manifestărilor pulmonare este una foarte severă atunci când apare.
Bun, cred că avem un tablou destul de exact după această discuție și am să închei cu o întrebare adresată domnului dr. Gheorghiță. Spuneți-mi, pe datele pe care le avem, cât de probabil este scenariul unei pandemii în momentul acesta? Știu, dumneavoastră, specialiștii, tocmai pentru că există o abordare emoțională a acestui subiect, tentația este aceea de a ne spune că este foarte puțin probabil. Ceea ce vă rog este să ne dați un răspuns în urma unei analize cu datele pe care le avem în momentul de față. Păi, o să mă întorc la definiția pandemiei. Ca să vorbim de pandemie, ar trebui să trecem prin mai multe faze de evoluție ale unui focar de infecție. În primul rând, trebuie să vorbim de o infecție cu un nou agent patogen care intră în circulație, lucru pe care îl avem. Să vorbim de o extindere din punct de vedere geografic a acestui tip de infecție prin transmitere interumană. Deci să avem dovedite aceste transmiteri interumane, lucru pe care de asemenea îl avem. Da. Și mai avem criteriul de temporal. Acest lucru trebuie să se întâmple într-un timp destul de limitat. Însă, ca să ajungem în faza pandemică a unei infecții, înseamnă că trebuie să avem cazuri confirmate în cel puțin două țări dintr-o regiune OMS. Știm foarte bine că avem în momentul de față 6 regiuni OMS. Ele se suprapun mai mult sau mai puțin peste continentele lumii. În momentul de față e foarte greu de spus care va fi evoluția ulterioară. Organismele internaționale, în speță Organizația Mondială a Sănătății, desigur monitorizează îndeaproape acest fenomen. Nu știu dacă schimbă neapărat lucrurile, faptul că s-ar declara de mâine pandemie. Important este ca fiecare țară să fie pregătită să facă față unor eventuale cazuri, să aibă capacitate de diagnostic, în primul rând, și lucru pe care România, din fericire, l-are, să aibă capacitatea de a izola primele cazuri, în ideea de a preveni transmiterea secundară în populație. Aș vrea să revin la întrebarea precedentă a dumneavoastră, ce este specific pentru coronavirus, dacă simptomatologia nu este specifică, iată că specific este contextul epidemiologic. Adică în momentul de față se declanșează un caz suspect atunci când, pe lângă simptomatologia respiratorie, asociază acest context epidemiologic, în speță călătoria într-una dintre țările în care a fost confirmată transmiterea secundară în populație, cum ar fi China. Da, în ultimele 14 zile, iar și un criteriu foarte clar. Pentru că am auzit și am văzut cu toții sau am fost sunați telefonic, am fost cu 5 luni în urmă în China și acum am o simptomatologie respiratorie. Da. Deci nu trebuie să avem foarte clar definite aceste lucruri. Există infecții care ne îngrijorează în acest moment mai mult decât coronavirusul. Este o declarație care a fost făcută zilele acestea la București și cu ea vreau să fac trecerea către următorul nostru subiect din această seară, pentru că, doamnelor și domnilor, Organizația Mondială a Sănătății susține că în fiecare an 700.000 de oameni mor pentru că infecțiile de care suferă sunt rezistente la antibiotice și nu pot fi tratate. Într-un scenariu pesimist, peste circa 30 de ani, cele 700.000 de cazuri ar putea deveni 10 milioane. Este firesc atunci ca lumea medicală să facă eforturi pe toate planurile, de la cercetare la politici publice, pentru a contrazice acest scenariu, pentru a schimba datele de la care el pornește. Și în strânsă legătură cu acest tablou, Spitalul Militar Central Carol Davila a fost gazda unui forum regional cu tema controlul și combaterea infecțiilor asociate actului medical. Acum, de ani de zile, spitalele din România se luptă cu această imagine de locuri în care vii cu o boală și pleci cu alta. Nu știu dacă în spitalele din România este mai rău decât în spitalele din alte țări. Ceea ce știm și este un lucru de la care pornim este faptul că în România realitatea aceasta este fardată în rapoartele oficiale, ceea ce am observat în dezbaterea pe care ați avut-o în aceste două zile, este o practică cu care încercați să luptați și să arătați că așa nu mai trebuie continuat, pentru că dacă vrei să lupți cu un fenomen, trebuie să ai dimensiunea sa exactă.
Da, ați precizat foarte bine. Se estimează că, până la urmă, numărul victimelor produse de acest fenomen destul de îngrijorător al dezvoltării rezistenței antimicrobiene este mai mare decât numărul victimelor pe care le-a produs fenomenul infecției cu coronavirusuri și, într-adevăr, sunt tot felul de scenarii teribiliste, îngrijorătoare, chiar apocaliptice, cum este scenariul acela al profesorului Bassetti, pe care l-ați menționat dumneavoastră, care estimează că la nivelul anului 2050 decesele produse de rezistența antimicrobiană vor întrece, de pildă, decesele care sunt produse de neoplazii, de boli metabolice, de accidente de circulație. Cu o singură condiție, să nu facem nimic de aici înainte. Ceea ce nu este cazul, pentru că, și cumva ați anticipat următoarea mea întrebare, întrebarea era, sigur, de ce există această preocupare majoră a lumii științifice pentru a găsi răspunsuri și pentru a căuta în permanență noi și noi metode de a lupta cu acest fenomen. Asta pe de-o parte și pe de altă parte, sigur, o să vreau să aflu de la dumneavoastră unde se poziționează România în ceea ce privește aceste infecții. Dar întâi de toate, explicați-mi care au fost rațiunile pentru care acest forum găzduit zilele trecute de Spitalul Militar Central a avut o astfel de temă. Tema, bineînțeles că vine ca o necesitate a nevoilor actuale. Nu am inventat nimic. Am încercat să răspundem cât putem noi de bine, profesioniștii din sistemul medical românesc, la o problemă care ne privește până la urmă pe toți. Fie că vorbim de pacienți, fie că vorbim de personal medical, cu toții la un moment dat ne putem confrunta cu o infecție, cu o tulpină bacteriană rezistentă la tratamentele cu antibiotice. Eu aș vrea să spun că fenomenul acesta al rezistenței bacteriilor la antibiotice este un fenomen natural. Nu trebuie să punem vina pe cineva sau pe un anumit factor care a condus la acest lucru. Bacteriile mai devreme sau mai târziu dezvoltă, au mecanisme de adaptare. Ele sunt pregătite, dacă vreți, să dezvolte rezistență la antibioticele actuale. Încă din anii 1940, de când penicilina a intrat în practica curentă, clinică, practic la scurt timp după introducerea în piața noilor molecule de antibiotic, se detectau și bacteriile rezistente la acele antibiotice. Și atunci, bineînțeles că nu cred că ne mai trebuie alte dovezi pe care să le mai așteptăm pentru a intensifica, dacă vreți, niște măsuri de limitare a extinderii rezistenței la antibiotice și, de asemenea, de limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale. Și dacă mă întrebați cum stă România din acest punct de vedere, evident că România nu stă într-o poziție foarte confortabilă din acest punct de vedere, în sensul că, uitându-ne pe harta ACDC, adică Centrul European de Control al Bolilor, vedem o suprapunere aproape exactă între consumul de antibiotice la nivelul unei zone geografice și prevalența rezistenței germenilor la antibiotice. Deci unul dintre factorii care au generat această rezistență extremă în momentul de față este consumul de antibiotice. Justificat sau nejustificat, abuzul sau neabuzul de antibiotice, cert este că ne confruntăm astăzi cu această problemă pe care noi o vedem, dacă vreți, spus așa mai pragmatic, la firul ierbii, însă atunci când ne uităm în statistici, nu prea se regăsește această problemă. Adică noi ar trebui să fim foarte liniștiți din acest punct de vedere. Bun, haideți să vedem. România este pe locul 3 în Europa în ceea ce privește consumul acesta nejustificat de antibiotice. Ce ne-a ajutat să, cu ghilimelele de rigoare, ce ne-a ajutat să ajungem pe un asemenea loc? Sunt o serie de factori care au condus la situația actuală, începând de la factorii care țin de cultură, factorii sociali, factorii, dacă vreți, economici, vorbind de o vulnerabilitate a populației,
în ceea ce privește educația medicală, care poate pe alocuri este, nu este suficient de bună. Vorbim de o scădere progresivă a accesului și a, de fapt a dorinței populației de a se vaccina, lucru care ce face? Duce la creșterea incidenței unor boli de sezon, cum ar fi gripa, care, ce să vezi, necesită în anumite cazuri și tratamente cu antibiotice. Vorbim de pacienți cu boli cronice care ar trebui să fie vaccinați pentru anumite infecții, cum ar fi pneumococ, hemofilus, meningococ, lucru care, din păcate, nu se face așa cum ar trebui să se facă. Mai sunt o serie de practici cu care suntem cu toții obișnuiți, respectiv autoprescrierea de tratamente antibiotice. Poate că, la un moment dat, accesul la aceste medicamente a fost mult prea facil, lucru care sper să se schimbe din ce în ce mai mult în momentul de față, în sensul că să nu mai asistăm la cazuri de a-ți lua tratamente cu antibiotice de pe internet sau direct de la farmacie fără o recomandare clară. Și bineînțeles că inclusiv stafful medical, dacă vreți, a avut o contribuție la acest fenomen. Adică vrând nevrând și noi am contribuit din mai multe motive, dintr-o practică a medicinei defensive, dintr-o nesiguranță a diagnosticului etiologic, din faptul că ne confruntăm din ce în ce mai mult cu pacienți complexi, pacienți extrem de gravi, care se internează în secții de terapie intensivă, pacienți care necesită intervenții chirurgicale majore. Însă ce aș vrea să spun este că acest fenomen de rezistență la antibiotice este capabil, din păcate, să reducă beneficiile medicinii moderne. Adică operăm un pacient prin chirurgie robotică și face o infecție asociată asistenței medicale sau face o infecție cu Clostridium, lucru care, de fapt, compromite un beneficiu major. Totul, exact. Da. Așa încât, sigur, este o prioritate critică și, bineînțeles, Organizația Mondială a Sănătății a elaborat un plan global de acțiune, pentru că aici nu vorbim doar de un anumit sector, este o abordare integrată care privește atât medicina umană, medicina veterinară, cât și sectorul agricol și de mediu, unde, până la urmă, sunt folosite aceste antibiotice ca factor de creștere pentru tratamentul anumitor infecții. Bun, pentru că trebuie să facem această introducere în subiect, o să vă rog, domnule doctor, să le spunem telespectatorilor noștri și care sunt cele mai frecvente astfel de infecții asociate asistenței medicale, cu ce tipuri de bacterii și aici, sigur, lucrurile cred că sunt cumva mai clare, nu? Cu siguranță. Vorbim mai ales de enterobacteriaceae, bacili gram negativi, care au capacitatea să dezvolte rezistență și multirezistență. Tot aici germenii gram negativi non-fermentativi, Pseudomonas aeruginosa, de exemplu, sau Acinetobacter baumannii, dar și unii coci gram pozitivi, stafilococul, în mod deosebit stafilococul rezistent la meticilina, și tot aici în ultima vreme și pneumococul, care începe să devină rezistent la penicilină și la macrolide. Aș vrea însă să revin un pic asupra întrebării anterioare și să adaug o componentă un pic sceptică asupra fenomenului, evocând un studiu făcut de americani cu ceva timp în urmă, dar care este încă actual și care arăta că în state, de exemplu, 85% dintre antibiotice erau folosite în scopuri non-umane, pentru medicina veterinară, pentru agricultură, piscicultură, și 75% dintre ele erau folosite în scop non-terapeutic. În studiul acela, doar 9% dintre antibiotice erau folosite în terapia umană. Noi acolo am putea să intervenim. Este un procent mult prea mic. Cu siguranță este nevoie de o politică la nivel internațional coerentă și coordonată
pentru a restrânge acest fenomen care are până la urmă un impact major asupra antimicrobiorezistenței. Bun. Și pentru că ceea ce sugerați este faptul că trebuie să avem un plan în care să integrăm mult mai multe autorități din diferite domenii, aș vrea să punctăm cumva care sunt în acest plan de acțiune, care sunt direcțiile principale și care sunt factorii care ar trebui să fie implicați. Pentru că, iată, noi pornim această discuție de la o reuniune în zona medicală, dar sigur că nu numai aici trebuie luate măsurile, exact cum spuneți. Ce alți specialiști trebuie să se implice în lupta aceasta? Aici Valeriu este foarte potrivit să răspundă. Bun, pentru că el în Spitalul Militar Central este cel care coordonează această echipă de stewardship antimicrobian, echipă multidisciplinară cu profesioniști în mai multe domenii de sănătate, care până la urmă au scopul comun acela de a minimiza, de a reduce acest fenomen îngrijorător al dezvoltării rezistenței antimicrobiene. Haideți să vedem care sunt direcțiile acestea de acțiune și, în principiu, care sunt specialiștii care sunt implicați în zona aceasta. Aș pleca în primul rând de la conceptul care este actual astăzi, conceptul de One Health, în care practic ne dorim o abordare unitară, atât în ceea ce privește medicina umană, veterinară, cât și sectorul agricol. România are pus pe hârtie un plan global, un plan național de acțiune de limitare a rezistenței la antibiotice, plan care cuprinde ca actori principali partea politicului, pentru că până la urmă noi trebuie să venim profesioniștii cu niște propuneri, cu niște politici care le trebuie reglementate din punct de vedere legal la un moment dat. Și are partea de experți în domeniu. Practic, acești experți trebuie să provină din cele trei sectoare principale de care v-am spus. Acum, mergând un pic mai jos la nivelul unităților sanitare, știm că în momentul de față această activitate de prevenire, supraveghere și control a infecțiilor asociate asistenței medicale este reglementată printr-un ordin de ministru, ordin 1101 din anul 2016, prin care s-au aprobat normele în baza cărora noi ne desfășurăm activitatea. Este așa numitul serviciu de SPIAM. Ideea este că în acest serviciu SPIAM trebuie să includă, bineînțeles, un medic epidemiolog care în principiu coordonează activitatea acestor servicii, medici specialiști de boli infecțioase sau medici care sunt abilitați să prescrie sau să coordoneze politicile de tratamente cu antibiotice și, desigur, asistentele medicale care reprezintă, dacă vreți, punctele de legătură între medic și beneficiarul acestor tratamente, adică pacientul. Normarea în momentul de față este destul de clară. O asistentă la 250 de paturi, respectiv un medic la 400 de paturi. Însă aici lucrurile sunt discutabile, în sensul că este foarte importantă adresabilitatea unui spital sau unei instituții medicale. Poți să ai 100 de paturi și o adresabilitate foarte mare, ceea ce impune un personal suplimentar, sau poți să ai un număr mare de paturi, dar cu o adresabilitate mai mică. Și noi, printre altele, propunem, evident, o regândire, dacă vreți, a acestor servicii, în ideea de a subdiviza partea de control a infecțiilor intraspitalicești, care trebuie, bineînțeles, să fie coordonate de epidemiologul specialist în această problemă, epidemiolog care colaborează cu medicii din celelalte specialități din spitalul respectiv, respectiv să avem un al doilea subserviciu care coordonează politicile de utilizare a tratamentelor cu antibiotice și care trebuie să fie coordonate, bineînțeles, de un medic specialist în boli infecțioase și specialist de altfel în utilizarea și indicațiile de tratamente cu antibiotice. Partea de control a infecțiilor intraspitalicești este un serviciu destul de amplu, adică el nu trebuie limitat doar la
activitatea medicală practică. Trebuie să includă personalul din serviciile de curățenie și de igienă din spital. Trebuie da, uitați, să includă... pentru că ne-ați ajutat să înțelegem cum cât de necesară da, este separarea aceasta, vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care să vedem și care sunt vulnerabilitățile pe care le are în momentul de față sistemul acesta de gestionare, așa cum există el. În final, care sunt soluțiile pe care le propuneți dumneavoastră ca și specialiști, dar totul după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, la dezbaterea din studioul Medica TV. Porneam discuția noastră de la faptul că România se află într-un punct care nu are cum să ne mulțumească nici de cum. Este pe locul 3 în Europa în ceea ce privește consumul nejustificat de antibiotice. Pe de altă parte, în strânsă legătură cu chestiunea aceasta și cu bacteriile multirezistente care ucid din ce în ce mai mulți oameni, este faptul că avem o situație a infecțiilor intraspitalicești întotdeauna fardată ca ea să iasă ceva mai bine decât este în realitate. Și ne spunea domnul doctor Gheorghiță că, de fapt, lucrurile ar trebui să înceapă să fie separate, pentru că astfel ar fi mai ușor de gestionat, spuneți. Și o să vă rog să ne și explicați cum se întâmplă, cum ar trebui să se întâmple. Ele sunt partea de control a infecțiilor și respectiv de control a prescrierii de antibiotice, sunt în strânsă legătură. Atâta timp cât ai un control de pildă deficitar, asta îți va genera o serie de infecții intraspitalice și cu germeni, evident, cu rezistență extinsă la tratamentele antibiotice și în consecință vei avea un consum crescut de antibiotice și acele antibiotice de rezervă, dacă vreți, adică acele antibiotice destinate acelor infecții cu germeni foarte rezistenți. Și situația asta se intră într-un cerc vicios. Consumi antibiotice, creezi o presiune de selecție, favorizezi selectarea altor bacterii rezistente și tot așa. Și atunci cred că o aducere la realitate a situației cu care ne confruntăm în momentul de față ar fi prin eficientizarea acestor servicii de care spuneam anterior. Și anume, partea de control a infecțiilor trebuie să se orienteze foarte mult pe diagnosticul infecțiilor, pe clasificarea lor ca fiind infecții asociate asistenței medicale, fără a blama pe nimeni, pentru că de fapt nu e vorba de a găsi un responsabil, este clar o problemă multifactorială. De multe ori pacienții vin colonizați cu germeni pe care e foarte greu să-i depistezi de la momentul internării și sub diversi factori pe care, cu care pacientul se confruntă în spital, o intervenție chirurgicală, un tratament care scade imunitatea, aceste infecții practic devin active. Pacientul devine simptomatic, trece din starea de purtător în starea de pacient simptomatic. Deci partea o să vă întrerup doar puțin și o să vă rog să ne explicați de ce în România este acceptată în mod tacit situația aceasta în care nu recunoaștem dimensiunile acestor infecții nosocomiale și atunci nici nu putem foarte bine să le gestionăm. Explicați-mi prin comparație cum se întâmplă în alte țări civilizate, astfel încât controlul asupra acestor infecții să fie mai bun și să existe un tablou obiectiv. Exact așa cum spunea și dumneavoastră, dacă nu cunoști situația reală, va fi foarte greu să iei niște măsuri corecte. În țările unde personal am putut să merg și să văd cum se desfășoară aceste activități, partea de diagnostic este extrem de bine pusă la punct, lucru care ar trebui, bineînțeles, să îl lărgim și în spitalele din România, adică să avem o capacitate de diagnostic corectă. După care trebuie să avem niște metode de supraveghere foarte eficiente, să nu ne scape acele cazuri care sunt infecții asociate asistenței medicale, dar pe care noi nu le recunoaștem. De ce nu le recunoaștem? Fie că nu sunt diagnosticate, fie că sunt interpretate greșit, fie că nu le găsim pur și simplu. Există, bineînțeles, foarte bine pus la punct acest serviciu de prevenire a infecțiilor intraspitalicești. Serviciu care cuprinde
foarte mulți factori, cum ar fi măsurile de personalul practic de curățenie și de dezinfecție, cum ar fi politicile de profilaxie antibiotică, de izolare a pacienților care pot să fie sau nu diagnosticați cu anumite infecții și, bineînțeles, măsura simplă, dar foarte greu de făcut uneori, este igiena mâinilor. Este una dintre cele mai importante, dacă vreți, măsuri de limitare a infecțiilor intraspitalicești. Igiena mâinilor și utilizarea echipamentului corect de protecție. Aici poate că da, avem o vină, aș putea spune, personalul medical vis-a-vis de cât de bine suntem, cât de mult aderăm la aceste practici de igienă a mâinilor, respectând cele 5 momente esențiale pe care le știm cu toții și sunt foarte bine prezentate de Organizația Mondială a Sănătății. Iar partea cealaltă de prescrierea tratamentelor antibiotice este iarăși extrem de bine reglementată, este coordonată de o echipă care cuprinde infecționiști, cuprinde medici specialiști din secțiile în care se prescriu o multitudine de tratamente antibiotice, cum ar fi secții chirurgicale, secții de terapie intensivă, tocmai acele secții de care vă spuneam, care sunt și cărora le sunt adresați pacienți extrem de gravi și cazuri complicate. Aceste echipe practic elaborează o serie de ghiduri locale de tratamente pe care, bineînțeles, ce să vezi, le și respectă și periodic se face o evaluare a situației din punct de vedere epidemiologic. Adică se știe foarte clar în secția X ce tip de germeni sunt prezenți. Dacă pacientul dezvoltă o infecție, știm foarte clar cu ce începem tratamentul antibiotic, știm care sunt etapele de diagnostic, care sunt măsurile de izolare. Toate aceste lucruri sunt bine stabilite inclusiv în România, ele sunt aplicate, însă noi nu cunoaștem magnitudinea reală a problemei din cauza faptului că ne lipsește un sistem bun de supraveghere și de raportare a infecțiilor. Cum sunt încurajate, în schimb, spitalele în afară să raporteze cât mai multe infecții, până la urmă totul se reduce la bani. Ele sunt mult mai bine finanțate dacă aderă la aceste sisteme de supraveghere și de raportare. Nu sunt pedepsite cele care nu aderă la sistemele de raportare, în schimb sunt tăiate fondurile alocate pentru un an, de pildă. Da? Deci, practic, ajunge să fie ca un club, dacă vreți, exclusivist, ești foarte bine cotat dacă mergi și îți raportezi infecțiile pe care le ai. Pentru că asta înseamnă o clarificare a situației, asta înseamnă transparență, asta înseamnă că ai niște măsuri clare de limitare a infecțiilor intraspitalice și poți să ai o evaluare de la an la an să vezi care este trendul din punct de vedere a diverselor infecții. Fie că vorbim de infecții asociate cateterului venos, fie că vorbim de infecții cutanate sau infecții postoperatorii, se știe foarte clar în orice moment câte infecții sunt într-o anumită secție, pe o anumită categorie de pacienți. Da, uitați că avem legătura telefonică cu domnul profesor Alexandru Rafila. Bună seara! Vă mulțumesc că ați acceptat această legătură telefonică și v-am solicitat să interveniți pentru că am văzut că ați avut o declarație la această manifestare științifică despre care noi vorbim aici în studio, în care arătați că sistemul actual are vulnerabilitățile lui și vorbeați despre faptul că pentru prima oară după 1992 va exista o promoție de specialiști, dar care nu au unde să fie angajați, pentru că cumva dacă zona aceasta universitară a făcut un pas înainte, nu se întâmplă și în zona administrativă să fie făcut pasul respectiv. O să vă rog să detaliați dumneavoastră. Da, e nevoie de definirea foarte clară a existenței de laboratoare sau compartimente specializate de microbiologie, mă refer în spitalele, nu neapărat într-un spital de boli cronice, dar într-un spital, fie județean, municipal sau spital monoprofil, bineînțeles la nivelul instituțiilor naționale, trebuie să existe astfel de laboratoare care să funcționeze permanent, chiar dacă sunt permanent cu medic, adică e suficient dacă medicul vine o singură tură, dar el trebuie să funcționeze permanent ca să poată să
preia și să prelucreze probele provenite de la pacient sau să poată să facă așa numitul screening al celor care se internează în spitale pentru a limita circulația bacteriilor multiresistente. Fără un astfel de sistem care trebuie să fie integrat cu compartimentul de prevenire a infecțiilor, cu epidemiologul spitalului și cu medicul infecționist sau, mă rog, acolo unde este infecționist responsabil cu prescripția de antibiotice, noi nu o să putem să ne descurcăm în perioada următoare, nici în ceea ce privește controlul emergenței acestor bacterii multiresistente, nici în ceea ce privește diagnosticul și controlul și prevenirea într-un final a infecțiilor asociate asistenței medicale, mai ales a celor grave invazive care pun în pericol viața pacienților. Bun, de unde ar trebui să începem toate demersurile? Domnul doctor Gheorghiță, aici prezent în studio, vorbea despre necesitatea de a separa cumva lucrurile, astfel încât ele să fie mai bine gestionate. Da, sigur că aici mergem eu în zonă... Eu nu le văd separat, eu le văd integrate. Ele, dacă nu le integrăm, nu o să putem să ne descurcăm, pentru că dacă luăm un abort separat, laboratorul lucrează separat de cei care prescriu antibiotice, atunci cred că rezultatele o să fie cele așteptate. Explicați-ne, domnule profesor Rafila, care sunt vulnerabilitățile pe care le avem în momentul de față, astfel încât să fim și pe un loc nedorit în ceea ce privește consumul acesta de antibiotice după ureche, dar și în ceea ce privește infecțiile nosocomiale despre care nici măcar nu știm cum stăm. Sunt multe lucruri de spus aici, începând, v-am spus, cu capacitatea limitată de diagnostic microbiologic, modul de interpretare a sensibilității respectivă a rezistenței bacteriilor antibiotice, care nu este standardizat, adică nu toată lumea folosește aceleași standarde de interpretare. De asemenea, cred că nu există o suficientă legătură între ce spuneam, între ce rezultate dă laboratorul secției și medicii care prescriu antibiotice, să fie legea legislația spune și vă spune domnul doctor Gheorghiță mai bine decât vă spun eu. Există un responsabil privind prescripția de antibiotice într-un spital, care trebuie să fie un specialist de boli infecțioase. Și el trebuie să poată să lucreze împreună cu microbiolog și cu epidemiologul, bineînțeles, în ceea ce privește stabilirea, dacă vreți, tratamentelor empirice în spital, în cazuri de urgență și, bineînțeles, acelor direcționate după ce se reușește izolarea agentului patogen și efectuarea antibiografică. Da, pe măsură ce discutăm mai mult despre subiectul acesta, îmi dau seama că problemele sunt foarte mari, iar instrumentele aproape inexistente în momentul de față. Nu sunt inexistente, este o chestiune de prioritizare. Dar să știți că pare că stăm prost pe toate planurile. E o chestiune de prioritizare. Dacă cei care conduc spitalele, dacă discutăm la nivel de micromanagement, sau cei care conduc sistemul de sănătate, vor înțelege că nu putem doar să vorbim despre aceste lucruri, ci trebuie să și facem ceva. Atunci lucrurile se pot rezolva în decurs de câțiva ani, să putem în 6 luni, dar în decurs de 2-3 ani. Cred că o să putem să le rezolvăm și tocmai noi o să începem la Institutul Matei Baș, împreună cu colegi din alte spitale, probabil și de la Spitalul Militar Carol Davila, un proiect care își propune tocmai introducerea ghidurilor și bunelor practici în ceea ce privește diagnosticul, supravegherea și infecțiilor și prescrierea de antibiotice. Și putem să facem acest lucru, pilotăm timp de un an de zile, după care putem să îl corectăm în funcție de ce rezultate dă pilotul și să le țină la nivel național. Dar trebuie legiferat, trebuie ca oamenii să se instruiască și, bineînțeles, să le aplice aceste protocoale și ghiduri de bună practică și de prescripție.
Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție telefonică. Revenim la dezbaterea din studio și pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, am să vă rog să mergem către zona aceasta a concluziilor. În afara lucrului pe care ni l-ați spus ceva mai devreme, și anume că cele două trebuie separate, explicați-mi în cadrul acestor dezbateri pe care le-ați avut vineri și sâmbătă, ce alte lucruri importante ar trebui să mai facem în perioada imediat următoare în România? Aș vrea să precizez și să subscriu oarecum ce a spus și domnul profesor. Adică în viziunea mea aceste activități sunt separate, dar ele lucrează practic pentru același scop, lucrează împreună. Exact, într-un plan unitar, nu fiecare separat cu rezultate diferite. Adică că vorbim de niște echipe care să funcționeze cu specialiști, de fapt problema este să incluzi într-o echipă oameni experți care să facă fiecare bucățica ei, fiecare echipă și împreună să conlucreze către aceste rezultate. Adică să îmbunătățim diagnosticul, supravegherea, raportarea și tratamentul. Asta ne dorim până la urmă. Una dintre concluziile pe care le-am tras în urma acestei conferințe ar fi aceea că trebuie să ne uităm la ce au făcut partenerii noștri externi, cum au reușit ei să facă, pentru că până la urmă știm cu toții că nu suntem mai prejos din punct de vedere intelectual. Avem și resursele, cred, necesare să putem face acest lucru. Sistemul medical românesc a progresat extrem de mult prin tehnică, prin diagnostic. Pentru că, repet, nu mai avem foarte mult timp. Punctual, ce trebuie să facem în privința infecțiilor spitalicești? Să le diagnosticăm corect și la timp, să aplicăm măsurile corecte de izolare și să accentuăm, să intensificăm toate aceste măsuri de limitare a transmiterii, a răspândirilor la ceilalți pacienți prin igiena mâinilor. De, repet, e un lucru simplu, dar uneori greu de aplicat din multe motive și nu mai le detaliez, și să utilizăm corect echipamentele de protecție, să raportăm cât mai mult aceste infecții, să avem un sistem bun de supraveghere a lor prin implicarea actorilor, și aici mă refer la specialiștii locali, epidemiologi, asistent care se ocupă de controlul infecțiilor intraspitalice, și să utilizăm cât mai bine aceste tratamente cu antibiotice. Deci, practic, pe noi ne interesează să reducem consumul neadecvat, da? Nu ne interesează să reducem sub orice formă consumul de antibiotice. Pacientul care are nevoie de un tratament antibiotic trebuie să primească acel tratament, indiferent cum se numește. Nu asta vrem. Aici lucrurile nu mai țin numai de responsabilitatea pacientului, ci și a cadrului medical. Exact. Spuneați. Ar mai fi fost destul de multe de discutat. Mulțumesc pentru prezența în studio și pentru modul în care am reușit cumva deocamdată să ne familiarizăm. Nu-i rău că există dezbaterea aceasta, cu siguranță ea va continua, pentru că îmi spuneați că urmează și o întâlnire cu reprezentanții ai Ministerului Sănătății. Categoric. Și discuții pe această temă. Vă doresc succes în continuare, vă mulțumesc pentru mulțumim informațiile pe noi care le-ați adus în fața telespectatorilor.